Salut șacalilor, ce faceți? Uite eu aici bine cu frații mei din nou la un videoclip, că e prea cerut, nu știu ce are puștiu ăsta, e cerut, dar am făcut cu el, asta e. Zi-vă salut! Ceau! Salut, că ceau e mai chepața, ceau e... Salut! Salut, așa, zi, salut frate, măi! Azi facem un video, un fel de challenge, test, nu știu ce, cum m-am gândit eu sau nu m-am gândit, cred că sigur o fi făcut altcineva, dar am zis... De ce în fiecare video, când vorbesc, tu trebuie să bă, în fiecare, bă, că dacă le pun acum, ai să vezi că în toate faci la fel. Am făcut gen un challenge de ăsta, mă rog, un test în care fiecare pune câte 10 întrebări și care răspunde la mai puține întrebări, care știi mai puține, îi adoptat. Îi adoptat. Și da. În cazul de față eu am 10 întrebări, era de 10 întrebări, dacă n-ar mai da scroll pe Instagram, a răspuns cu chendaua, dați așa. Nu uitați să lăsați un like pentru că dacă mai vreți să filmez cu puștiu și hai să-i dăm bice. Facem piatră, fără cârtii care începe, dar știi că e ca la de alea șmechere. Piatră, fără cârtii, începe. Ba nu, eu încep. Tu începe. A, eu încep, da. Sunt întrebări despre noi, cum ar veni, că mă rog, deci de asta am zis că e adoptată la care nu știi, că nu a fost de la început cum ar veni și de asta, da, bun. Hai, prima întrebare, numai tu și ești de asta. Când mi-a crescut o grămadă de păr pe picioare? Trebuie să spui, a, în clasa 8-a. No, vrei să fii adoptat? Da, când? Nu. Nu! Da, când? Într-a 6-a mi-a explodat părul pe picioare, de asta zic că tu nu se... Oh, ce mă rar, da. Deci... Bă, stai să pun un X aici. Deci până acum ești adoptat, ca să știi. Ok, chicken, da, mă joc cel mai puțin. Da, dintre astea din casă? Da. Aia. Care? Fără aia de la tataie, fără aia de la tataie. Ba da. Cu aia lui tataie. Greșit. Cu cealaltă. Dar eu prima oară ți-am zis de aia. A, păi după aia ai spus dacă e și aia. Păi fără aia lui tataie. Bine, pe aia am ales. Eu prima oară am zis, bă, ne uităm cu video de aia. Bă, dar ești adoptat ce ai? Ia, de-aia! Păi nu urc, acum am des să mă adoptat. Ce telefon am avut eu prima oară? Cu touch, adică, lăsa mai... Nu, ce telefon am avut eu prima oară? În ce clasă, adică? Ce telefon am avut eu prima oară, am zis? Samsung de la așa, parcă. Corect, corect, știut, nu e adoptată de... La ce oră m-am născut? La ce oră te-ai născut? Bă, trebuia să spun și eu asta. La ce oră te-ai născut? Bă, nu, te-ai născut la 7 dimineața. 7 fără de 20. Bă, dar eu ți-am zis la ce oră m-am născut eu? 1:50 dimineața. Ți-a zis mama, ți-a zis mama. Eram pregătit. Bă, dar eu am zis, bă, 7, e bună, nu s-a adoptat. Bă, nu s-a adoptat. 7 fără un sfert. Tu nu știai 2 fără 10 la mine. Bă, da. Nu știai, dacă nu întrebai. Am aici. Ți-ai pus la nivel, știi cât te întrebi. Bă, dar eu am zis 7, 10 minute. Nu strâmba, când n-ai ieșit. Gata-l și mai pe... Bine. Ok, hai, pune. Când m-am supărat cel mai tare pe tine? Bă, dar cel mai tare, supărat, nu altceva, supărat. Dacă... Ori atunci când ți-am șters filmarea din greșeală, no. Ori atunci când te-am udat cu făină. Adică nu. Cel mai tare, mai ții minte când aveam skate-urile alea mici? Da. Mai ții minte că eram în sufragerie atunci? Și gen, ți-am făcut așa o fază că îți scalzi skate-ul, da, nu? Și tu ai crezut că ți l-am călcat și tu mi l-ai călcat așa pe mine. Era la cu picătura, dacă mai ții minte. Da. De la eu doar ți-am făcut, m-am făcut că ți-am călcat ăsta și tu de fapt mi l-ai călcat și mi l-ai rupt. Și eu nu ți l-am mai rupt pe a tău, atunci am enervat, ești adoptat acum. Că bă, ce te-aș da la adopție pentru faza asta. Care-i ce? Fructul meu preferat. Chiar dacă îl mănânci mai rar. Bă, fructul meu preferat. Și ăla, portocale, cum se numește? Mango. Nu-i mango? Cireșile, bă, nu știi cum. Cireșile? Dic, ala, e a mea, mă, e a mea ăla. Cireșile, bă? Da, mă. Pune X, că s-a adoptat, ce să fac? Deci până acum ești adoptat de 3 ori, nu? Sau de 2 ori? Nu știu. Când nu am mai avut căști, fix când le-am cumpărat. Hai că știi povestea. Hai de când n-am mai avut căști. Doar ți-am zis, când mi-am cumpărat niște căști și fix nu le-am mai avut. Eram a 8-a sau... Chestia e că eu nu contează în ce clasă, povestea conta că mi-am luat căștile. Următoarea zi am avut oră cu Stanciu. Stanciu mi l-a luat, mi l-a dat lui Diriga și Diriga nu mi l-a dat. A, ești adoptat acum pentru asta. Adoptat, scriu aici. Ce când am îmi doresc? Bă, dar eu nu... Vezi folderul ăla? Bă, dar eu nu știu, bă, cum se numește. De unde să știu? Te întreb și eu ce procesor vreau eu, na. Da, Wii 7, nu Wii la tine în cap. Nu știu firme de-astea. A, e cu alb și are ceva, are de-alea desene pe ea. A, gata, știu. Kendama, acum trebuie să-și cum se cheamă. Suiți Prime V7. Ai greșit din prima, ai nimerit acum, dar ai greșit. Dar ce era? V7. Dar am zis! Ai, prima dată ai zis. Bă, măcar am ținut minte, du-te de aici. Dar și eu am ținut minte. Bă, dar ce adoptate. Uite, dragă, cum nu mă înțeleg cu tine. Dacă eu am zis. Ești aici? Vino mai încoacă, nu prea ești. Da. Ai glumaș. Când m-a enervat cel mai tare? Enervat de data asta. Hai că trebuie să știi. Îmi trebuia să-mi pese tot? Da. Uite că am ghicit. Da, știu. Eu când eram mic aveam și niște prieteni, mă rog, atunci aveam, că acum nu e așa. Oriunde mergeam, mă punea mama să-l iau și pe ăsta, ăsta plângea dacă nu luam, dacă îi zicea să stea aici, nu voia, deci m-a enervat era. Câți follower am pe Insta? 800 și ceva. Nu. 900 și ceva. 923. Nu. Da, cât? 965. Nu rog de mine, practic. Câți follower am eu pe Instagram? 4783. Am 6000 și ceva. Care e cel mai vizionat clip al meu? A, ăla cu Maxel Oclușen. Da, da, câte vizualizări are? Nu specifica. Câte vizualizări are, ți-am spus? Care e cel mai vizionat? 450.000 de vizualizări. Nu. Dacă mai bine de 460.000. Ia de la videoclipuri acolo. Dar vei mai jos secțiune, că am lăsat. Dă-mă mai jos. 400 36, eram toate, l-am ghicit. 436? Dar tu ai zis 450. Bă, ce rău. Ești adoptat, gata. Când m-am dus ultima dată. Când ce? Când m-am tuns ultima dată. De unde să știu când te... Când eram la Iași, nu erai tuns. Aba da, erai. Erai. Bă, dar e greu. Acum 3 săptămâni. 2 săptămâni. Eram sigur că 2 săptămâni. Eram... Bă, frate, și voiam să zic. Jocul meu preferat că nu aveam calculator. Era pe calculator. Ca să... Mi-ai fost pe mosana? No. Un pic mai târziu. Nu, tu te-ai jucat ăla. Empire. Ah, da, bă. În ce zi m-am născut? Bă, mereu le încurc, stai așa. Bă, dar știi că mă încurc la astea. A, nu data. A, deci nici măcar nu știi care e data nașterii mele, da? Bine, bă. Eu ziceam că de astea le încurc, ianuarie. Da. Mereu zic 7. Da, bă, da. Ți-am zis în ce zi? Bă, nu, în ce zi de sărbătoare? Joi. Nu, miercuri. Bă, și bă, să zic miercuri. Eu când m-am născut? Duminică. Bă, dar s-a întrebat-o pe mama, de-aia, că tu... Ăsta, deci eu cât stăteam aici și făceam întrebările, ăsta s-a dus și-o întrebat-o pe mama. Bă, ce n-am plătit. Bine. Când mi-a fost foarte, foarte rău ce am mâncat. Când mi-a fost cel mai rău. A, de geota. No. Dar e grea asta. Da, no, nu e grea, n-ai treabă, nu. Nu știu. Nu, n-am mâncat atunci foarte mult, îți acuz că... A, da. Și mi-a fost super rău. Când mi-ai dat chendamele alea două? Pe ce dată? Bă, frate, bă, dar de unde să știu? Și măcar luna. August. În august ți le-am dat? Păi ce-a trecut timpul? Credeam că în octombrie. Da, mă, a fost după ziua mea. Asta știu foarte bine. Da? Cum zici tu? A fost pe 28 august. A fost pe 12 august. Înainte de ziua mea? Da. Cum mi-am rupt mâna? A, erai pe o bancă și v-ați dat backflip și era gheață. Și când ai căzut? No. Ba da, no. Era... De ce primezi notificări de la George Bufnici? Clasa 6 era o iarnă, zăpadă mare. Tai, că-ți povestesc eu acum, vă povestesc cum am rupt eu mâna. Eram colegii acolo în parc, în pătrățel, aici la noi, lângă școală, cum ar veni. Și după ore am zis, bă, hai că-i zăpadă, hai să învățăm tricuri. Am dat un front flip, am dat un backflip, m-am pus așa, gen pe sfârșitul băncii, așa cum ar veni, așa. Și gen, am dat dublu backflip, știi? Și eram, am sărit la al doilea și la al doilea, când am vrut să cad, am căzut sicăciula în aer. Cum aveam, stătea foarte urât, am vrut gen să o prind și când am căzut, așa, am căzut gen așa pe mână, cum ar veni și am... Apoi mi-ai zis doar că ai căzut, când ai dat backflip. Bă, ești adoptat dacă nu știi asta, serios frumos, deci serios frumos. Bă, asta e replică nouă, serios frumos. Ce zile avem pe Snap? Bă, frate, bă, ce mă întreabă. Azi dimineață ai... 111. Da. Care este jocul meu preferat pe PlayStation 2? Sau care era acum? Băi, da. Dar nu e ăla. Ba da. Ăla e altul, mă, e cu nave spațiale. Nu e cu nave spațiale. Ăsta ziceam, bă, ratatule. Bă, du-te, bă, de aici. Ți-l-ai descartat ca o vulpe. Bine, ca să vezi câte o la... Care e youtuberul meu preferat? Dar de unde să știu, doamne? Îi de la Hukendama. Hai, mă, să mă gând de la cine te uiți tu. Dar de unde să știu la cine te uiți? Crede, mă, că știi. Dacă zic după, o să dai două palme. Alex Alvarez. Nelson? Uitați-l la o grămadă de videoclipuri. Îți place Nelson cel mai mult? Bă, dar ce mi-i place Nelson? Trebuie să recunosc. Tata Nelson e super. Bă, da. Bă, hai vedem care e adoptat acum. Stai, bă, nu se poate. 1, 4, 5, 6, 7. Și doi tot 7. Deci am venit să mă adoptați. Suntem adoptați? Da. Deci suntem adoptați amândoi? Ai terminat? Da. Mi-a făcut plăcere. Cam ăsta a fost episodul. Suntem adoptați amândoi din nefericire. Mă așteptam ca eu să nu fiu ăla care nu e adoptat, dar oricum pentru mine tot el e adoptat. Nu uitați de un follow pe Instagram, aveți link-urile în descriere. Și ne vedem data viitoare, nu uitați să mai lăsați în comentarii gen clipuri de astea pe care să le filmez cu fratele meu. Și ne vedem, bă, Nelson. Hai, hai. I-a zis, te voi iubi mereu. Apoi l-a părăsit tocmai când era mai greu. Când apar vezi șerpi în jurul meu. Ei nu au înțeles că sunt mai veninos decât ei. I-a zis, o să te fac mândru, numai că între timp o să-mi cam pierd cuvântul. Și el i-a dat ei tot.